România a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la campionatele mondiale de bob pentru junior și tineret, organizate în Elveția, la San Moritz. În cursul zilei de vineri, 22 ianuarie, la categoria Under 23, pilotul Mihai Tentea și împingătorul Ciprian Doroczi, ambii în vârstă de 23 de ani, au obținut medalia de aur în cadrul probei masculine de bob două persoane. Und auf dem ersten Platz, third place, Romania, Tentea Cristian Doroczi Nicolae. Bravo, man. Bravo, Ciprian. El este campionul mondial. El este împingătorul de astăzi. Acum, imnul României. Minge la San Moritz, o vreme capricioasă pentru competiție. Bravo, bețe! Cei doi români au înregistrat o viteză de 2 minute și 16 secunde, iar locul secund a fost ocupat de către o pereche letonă. Podiumul a fost completat de către Vyacheslav Popov și Egor Gryaznov, pereche din Rusia. Medalia de aur nu a fost singura câștigată în cadrul acestei competiții de către Mihai Tentea și Ciprian Doroczi. Cei doi sportivi legitimați la Clubul Sportiv Mușcel Câmpul Lung au obținut și o medalie de bronz la categoria Under 26. Nu este prima medalie pe care o cuceresc Mihai Tentea și Ciprian Doroczi. Aceștia au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului și la campionatele europene Under 23. Cei doi sunt pregătiți de către antrenorul Iulian Păcioianu.